Nicușor Vlase avea 19 ani când a fost ucis în 23 decembrie 1989 la Brașov. Mama lui a obținut amenajarea cimitirului pentru victimele Revoluției în parcul din centrul orașului. În 91 au fost înhumați și de atunci numai promisiuni. Ni s-a promis că va fi o flacără de veche, că aici va fi amplasat un monument, nu s-a întâmplat nimic. De trei decenii bate la porțile instanțelor din România și la CEDO ca să afle cine i-a ucis fiul. În 2011 a obținut decizia istorică de redeschidere a dosarului Revoluției. A văzut că autoritățile nu se grăbesc să facă niciun monument al eroilor și a propus, împreună cu alți urmași ai celor căzuți în decembrie 89, un proiect care include și o machetă a monumentului. Martiriul tinerilor urma să fie reprezentat de o statuie din bronz cu chipul zeiței Victoriei Niche din Samotrage. Fostul edil al Brașovului, George Scripcaru, și-a dat acordul public. A fost acceptat de primărie, am plătit toate, până și macheta aceea, am fost cu artistul, cu sculptorul, toată lumea a fost de acord. Am obținut certificat de urbanism și toată documentația tehnică și mă așteptam ca primăria să țină cont de acest lucru. Când a vrut să treacă la ridicarea monumentului, Elena Vlase a aflat că autoritățile locale i-au trimis dosarul la București pentru un nou aviz. În același timp, primăria anunță că va face concurs de soluții pentru construcție. Prelungirea valabilității și semnătura domnului Elvan. În certificatul de urbanism este stipulat doar aviz din partea Comisiei Zonale de la Brașov. Sper să nu se mai blocheze acest demers, pentru că nu fac decât să întineze memoria celor uciși. Eliberarea acelui certificat de urbanism reprezintă doar eliberarea unui act de informare, care spune în ce condiții poți să construiești ceva, nu înseamnă o autorizare acelui monument. Proiectul dânsă are vreo șansă să fie transpus în practică? Aici depinde foarte mult de rezultatele concursului de soluții. La solicitarea TVR, ministrul culturii ne-a răspuns că dosarul doamnei Vlase nu a putut fi avizat de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public pentru că a fost trimis incomplet de către Direcția Județeană de Cultură.